Salut tuturor, bine ați venit la un nou episod din The Forest. Versiunea 0.35. Nu știu exact ce lucruri noi s-au adăugat, pentru că eu nu m-am mai jucat de la versiunea 3.02 sau ceva de genul. Nu, 0.32, în fine. Dar văd că se cam aude vântul, ceea ce îmi pare destul de înfricoșător și înainte era foarte înfricoșător. Sper să nu dau de un canibal prea curând, pentru că mi-e foarte frică de ei. Cred că de-aia și m-am oprit un timp din jucat. Asta și pentru că nu-l băgase încă pe Timmy și eu vroiam să-l găsesc pe Timmy. Și rostul jocului ăsta e să-l găsești pe Timmy, nu? Dar Timmy nu există încă. Uite, 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 uite! Stai aici! Mama mia, de când n-am mai omorât tot asta. Nici nu știu dacă mai sunt bună la luptat și chestii astea. Și iar mingea de... Mă enervează mingile alea enervante. De ce sunt peste tot mingile alea când nu-ți folosesc la nimic? Sau cel puțin nu știu la ce îți folosesc mingile alea. Dacă știți, vă rog să-mi spune și mie. Adică, probabil să arunci cu ele, dar nu sunt prea eficiente. Altceva nu știu. Aș vrea să-mi fac casa pe plajă. Am mai găsit una de aia. Cum e cel asta? Iguană? Ce e? Reptilă? E o reptilă. Scrie pe aici. Pod asta, nu știu cum e ce în română. Și o pârlă. Uite încă o șopârlă. Oh, mai. Vino înapoi. Nu, te rog. Nu-mi dau seama dacă vorbesc prea tare sau nu. Da, acum nu mai știu de... Uite încă una! Mamă mia! Sunt bună! Mai prea niște armură? Încă aș mai putea să mai iau, dar cred că nu mai găsesc. Și zgomotul copacilor e foarte fricoșător. De fapt, orice zgomot e fricoșător, până și zgomotul pe care îl face personajul care respiră. Cel puțin pentru mine. Nu știu pentru alții. E un pic prea realist, dar dacă stau să mă gândesc mai bine, pe mine mă sperie și zombii de la Minecraft. Mai cred că mi-ajunge, doar n-am să pierd toată ziua să adun de pe aici. Mă mai întorc altă dată. Trebuie să-mi fac o casă ceva. Că de nu... Am să pot... Mi-e și frică să merg pe aici, că oriunde poate fi un canibal. Atât de fricoșător era și înainte. Cred că încolo e plaja.
Mă duc să-mi fac o baie. Pentru că dacă stau nespălată, cred că mă îmbolnăvesc. Sau ceva pe acolo. Haide! Trebuie să luăm niște energizant. Dar de ce zboară așa ciudat? Dar e ciudat. Așa, sunt curat. Curățel. Și acum cred că iau un col. Cam am auzit un zgomot. Cred. Mi-e foarte frică când văd chestiile alea. FSE-uri sau cum se numesc. FSE. Oh, asta e nou. N-am mai văzut unul așa. O chestie pe care o făceam eu înainte era să-mi acopăr asta cu clot. Ca să-i dau foc în caz de ceva. Dar nu vreau să adun chestii acum pentru că n-am timp. Aia era o mână. Nu cred că e piatră. Uite acolo, cred că îmi fac casa, ca să fie lângă plajă, să fiu sigură că sunt în siguranță. Sau ce ar fi să stau acolo toată noaptea, dar nu că... Copacul ăsta era și înainte aici. Ciudat. Mi-aș face casa aici, dar sunt prea multe pietre. Și mai încolo, nu știu ce să zic, cred că în partea asta. Lângă asta. Uite aici, e bine. Ia să vedem. Urna mică. O să facem pasta mică deocamdată. Ups. Mi-e foarte frică să nu vină cineva. Și mai ales că eu fac zgomot și mă gândesc că poate mă aud. Nu știu dacă exact așa funcționează, dar... Da. Haide! Jos cu tine! Ca de partea proastă, pentru că... Ar trebui să cazi partea aia. Îmi trebuie 13. Deci ar trebui să tai cam vreo 4 copaci. Și încolo. Și asta s-a dus prost.
E destul de mișto să tai copacii, dar partea nașpa e că te simți stresat. Pentru că dacă vine vreun canibal, ce mă fac? Sunt zgomotele prea mari. Înainte știu că în caz de îmi salvam de foarte multe ori și în caz de mă luau canibalii, luam de unde salvasem ultima oară pentru că nu îmi place la ei în peșteră. Dar de data asta unde ajung, acolo mă duc. Pentru că nu-i corect. Ar fi corect dacă aș trișa așa. Să vedem câte mai trebuie. Încă 5. 1, 2, 3, 4. Mai trebuie să mai tai un copac pentru un singur lemn. Frumos. Găsit un lemn. Mamă mia, ce bine. Ce noroc. Fugi repede și tu-l. Am și casa, ce mai trebuie? O salvare. Deși nu știu de ce mi-a trebuit. Înainte nu dura atât de mult să se salveze. To-do list. Ia să vedem ce avem în to-do list. Pe aici. Find Timmy. Set up camp. Find the missing plane. Passengers. Aceleași. Mă întreb care sunt chestiile noi atunci. Pentru că sincer, la grafică nu-mi dau seama dacă o fi ceva nou, dar la sunete cu siguranță e ceva nou. Adică sunt mai realistice, prea realistice. Ar fi fost mișto dacă puteam să dorm în chestiile astea sus și nu mai făceam casă. Of, mi se vede până și umbra. Acum o să mă sperii de umbra mea. Și de copacul ăsta cred că am să mă sperii. Era bine dacă puteam să-l tai, dar... Ce să mai fac? Un foc, wow! Am uitat să fac foc. De care foc să ne facem? Unul mic și rapid? Asta? Nu. Unul de asta și asta e. Nu-mi permit mai mult deocamdată. Mi-aș permite unul, dar hai bine, las-o pe asta, că vreau să prăjesc carnea oricum. Dar mai trebuie să frunze. Mai primit? Încă un item. Ia să vedem ce a mai apărut. Setup camp. Find and cook food.
Am găsit mâncare. Hai să și prăjim. Pe înainte nu cereai chestiile astea să găsesc, să nu știu ce, avea niște chestii și atât. Nu mai știu ce, să găsesc tot așa pasagerii și să explorez nu știu ce peșteri. Am auzit ceva și nu-mi dau seama dacă e din joc sau din realitate. Uite, mănâncă! Cred că-s prea bine. Mai pot să mai pun frunze pe foc? Nu cred că mai. Mama mia! 1, 2, 3... Mi-e frică! Mi-e frică! Și lor le e frică de foc! Haide! Vino încoace până nu se stinge focul! Nu! Oh, măi, de ce n-ai murit? Toată lumea moare când îi dai foc! E corect. O să mor eu. Haide, pune repede în căldă asta. Haide! Haide! Dar ce se întâmplă? De ce nu funcționează? Cer să dau în el și nu mai face ca înainte sunetul ăla. Cred că mă bate cineva din spate. Nu sunt sigur. Tu erai? Ți-am dat foc, cred că de 3 ori, măi, omule, ești culmea. Ai murit? În sfârșit. Cât de greu a fost. Mi-am ieșit din mână. Păi, asta a fost pentru ziua de azi. Sper că v-a plăcut. Vă rog să dați un like, un share și un coment dacă vreți. Și să-mi spuneți ce doriți să vedeți în episoadele următoare. La revedere!